închidem, vă vedeți și-o ajutat frumos. Un vechi proverb spune: cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Iuliana Bragorencu a venit cu fetița sa de un an și jumătate la stomatolog, imediat cum a observat că e ceva în neregulă la un dinte. Femeia se teme să nu se repete problemele pe care le-a avut copilul mai mare, din cauza cariilor netratate la timp. Cu una de la 2 ani am avut o problemă, chiar a fost la măsele și am avut nevoie de intervenție sub anestezie, că i-aș făcut, adică a curățit canale, cum ar veni, a scos nervii. Tot nu ne-am așteptat atunci. Potrivit medicilor, dezvoltarea cariilor încă din primele luni de viață pot avea o cauză genetică sau sunt condiționate de alimentația cu semifabricate în timpul sarcinei. Poluarea mediului și toate alimentele care sunt prefabricate acum influențează la o mineralizare suficientă a oaselor, a tuturor, nu doar a dinților. Pentru că știm că și reumatismul este foarte, deja se vede în perioade foarte fragede a copilăriei. Fix aceeași situație și la dințișoare. De rând cu cele enumerate este și alăptarea frecventă în timpul nopții. În momentul ăsta, fiind des, copilul des trezindu-se o dată la o oră, două, el hrănindu-se cu laptele matern, bacteriile atât și așteaptă, ele se hrănesc cu laptele matern care rămâne pe dințișor și elimină niște reziduri, formând o aciditate în guriță. Și iată, aciditatea asta ce face? Duce la demineralizarea smalțului. Dacă este o pauză, cum și la maturi, avem o pauză între gustări și între mese, atunci gurița noastră reușește, saliva reușește să autocurăță dințișorii și să-i mineralizeze. Pentru că la fel și în salivă sunt minerale ca fluor, același lucru are, calciu tot este în salivă. Din nefericire, mulți părinți trec cu vederea asemenea probleme, cu gândul că dinții de lapte vor fi înlocuiți și se va rezolva de la sine. În realitate, caria unui dinte de lapte poate afecta inclusiv rădăcina dintelui permanent. Irina Muravski spune că a ajuns cu fiul la dentist din cauza îngrijirii incorecte a dinților celui mic. Ne curățăm doar dimineața, ca și orice copil, nu prea dorea să curățe seara. De obicei, noi urmărim foarte atent dințișorii, dar a apărut brusc un punctișor negru. Și la curățarea dințișorilor am observat acest punctișor, deodată ne-am adresat la medicul. Așadar, țineți cont că dinții de lapte au nevoie de o îngrijire temeinică, inclusiv stomatologică, pentru o dantură sănătoasă mai târziu în viață.